Oameni buni, atenție mare la Cioloș. Cioloș face un soi de sepucu politic. N-am văzut așa ceva de când m-a făcut mama pe pământ. Și am râs de nu mi-a venit să cred. Precum știți, duminică 26-27, cât a fost ianuarie 2024, a avut loc lansarea Dreapta Unită, mare alianță de dreapta făcută de trei partide mici: USR, Forța Democrată și Partidul Mișcarea Populară. Aripa Tomac, pentru că nu știu dacă știți, mă rog, fi inutil. Mișcarea Populară, 80% din filiale îi se supun lui Cristian Diaconescu, nu lui Tomac, pe care l-acuză că a vândut partidul și valorile lui, aliindu-se cu USR. De parcă PMP avea valori, adică e totul un delir acolo. Mă rog, s-a fondat Dreapta Uimită, cum i-am zis eu, că îmi place mai mult. Deci Tomac, Drulă și Ludovic Orban, trei persoane care au împreună carisma unui țil de mălai titan cu fierbere rapidă, au făcut o alianță cu care vor lua cel puțin 3%, deci vă garantez. Și de parcă nu era ridicolă situației suficient, adică vezi, parcă vezi un clip de la pe TikTok în care trei schelețe ambulanți de 30 de kg merg crăcănați și zic: te întâlnești pe stradă cu băieții ăștia, ce faci? Adică, mă piși pe voi, asta fac. Scuze. Deci după ce că au făcut că niște cei trei năpârstoci au făcut o alianță de năpârstoci cu care nu se pot bate nici cu cei șapte pitici, a sărit al patrulea de pe margine. Deci n-ai cum, n-ai cum așa ceva. Când credeam că ridicolul e mai mare, a sărit de pe margine Dacia în Cioloș. În caz că nu știți cine este, este un personaj, se pare că există, are deci, a trecut din mitologic în planul ludic, real, care are și un partid. M-am pișat pe mine să aud că ce bengănea el acum un an cu Reper. Există, bă, există partidul Reper. Mi s-a părut absolut incredibil. Partidul Reper al Dacian Cioloș. Și a venit la Digi. Nu se știe în calitate de ce, pentru că la mai toate întrebările el a răspuns cu: nu-i treaba mea, nu eu, adică n-a vrut să judece USR, a zis el. Că nu jude, nu contează cu cine s-au liat, nu-i treaba mea, deci pe modestie. Dar, pe de altă parte, pentru că a avut o interlocutoare destul de abilă, a scăpat niște chestii, fără să vrea. A zis, de exemplu, că el nu mai ține legătura cu actuala conducere a USR, care este, așa cum zic și unii useriști, destul de autoritară, despotică, nedemocratică, se fac niște mișmașuri, niște învârteli, lui nu-i place așa ceva. Ok. După care l-a întrebat aia, ok, deci rebelii din USR care spun ce spuneți dumneavoastră, că e o conducere nasoală, vin spre Reper, nu? Și ăsta zice, nu. Nu. Nu mă plac nici useriștii care nu-i plac pe mari useriști. Deci pe mine nu mă place nimeni din USR, nici actualii lideri, nici contestatarilor. Ok. Ați vrut să faceți parte din alianța asta cu Forța Democrată? Mă gândesc, Dreapta Unită trebuia să vă includă. Aia foarte abilă. Deci, pentru tipa de la Digi care l-a intervievat pe Cioloș. Deci l-a gâdilat pe bărbie, pe băbălău, până s-a văitat ca un copil mic. Deci, cum îți vine copilul de la grădii plângând că s-a lovit în genunchi, că l-a lovit Marcela cu banca și îl mângâia și zicea: da, uite ce, uite ce steluțe frumoase ai desenat tu. Și l-a luat micul, trece plânsul. Da, da, mă rog, asta a fost Cioloș. Și îl întreabă, deci n-ați vrut în Dreapta Unită și dumneavoastră? Și celălalt zice că nu, nu m-au căutat, putem fi un pilon și eu, desigur, la o construcție de dreapta, dar nu cu ăștia, nu cu... Deci, ca să recapitulăm, cum s-a lansat Dacian Cioloș în anul electoral 2024? A apărut la televizor, la o televiziune bună, o steluță albă. A spus că nu-l place nimeni din electoratul USR Plus, care a făcut nu, niște 10% mai de mult. Steluță neagră. A zis că nu-l plac nici contestatarii acelor băieți, care acum sunt altfel, încă o steluță neagră. A spus că nu-l place nici PMP, nici Forța Dreptei, încă o steluță neagră. De restul știm că nu-l plac nici PSD-știi, nici liberalii, nici șocarii, nici auriștii, nici udemeriștii. Deci, cumva, Dacian Cioloș ne-a îndemnat pe toți la o televiziune de știri de mare angajament, cu rating mic, ce-i drept, dar de angajament democratic frumos, că pe el nu-l place nimeni, mă. Deci n-ai cum așa ceva. Că Reper ar exista dacă ar fi cineva să se înscrie acolo,
și să facă vreo discuție cu ei și să să întrebe cineva, deci voi existați? Băi, băiatule, din n-a existat o concluzie la acel tronson, pentru că n-ai ce concluzie. Deci vine unul, gândește-te că vine unul să se angajeze. Nu, sună să se angajeze și spui, tu îl întrebi, ai mai lucrat undeva? Nu. Știi să faci ceva? Nu. Ai putea să vii la sediu? Nu. Crezi că poți să ne trimiți un CV, să vedem ce putem construi împreună? Nu. Vrei să lucrezi la noi? Da. Ce vrei să lucrezi? Nu știu. Pe ce bani? N-am idee. Ai mai avut colegi? Nu. Știi unde se află sediul nostru? Nu. Deci n-ai cum așa ceva. N-ai cum așa ceva. Vreau să-l felicit pe Dacian Cioloș, pentru că eu am zis mereu că partidele astea născute pe evenimente atroce și pe emoții populare n-au cum să existe pe termen lung dacă nu pui acolo o echipă, o doctrină, niște planuri a la lung, abilitatea de a mânca căcat, că n-a trește în prietenești cu unii și cu alții. Adică, din perspectiva asta, aur, dacă nu face așa o alianță cu partide reale, vă spun că va avea soarta reper, așa cum USR a avut soarta USR și așa mai departe, adică nu ai cum. Dar Dacian Cioloș are, cum să spun, nu știu dacă sunt principii. Cred că băiatul ăsta are o asemenea doză de narcisism. Nu că politic sau... Eu cred că el se crede un fel de mesia vegan. Nu știu cum să zic. Mesia, am înțeles că mânca și carne, a băut și un pahar de vin. Dar ăsta e... Mi-a plăcut mult și am zis să împărtășesc și cu voi aceste momente înălțătoare pe care le-am trăit la Digi24. Aș vrea de asemenea și sunt dispus să ofer un premiu consistent de cel puțin, nu știu, 50 de lei pentru cetățeanul care îmi spune și mie la comentarii dacă a votat Cioloș, dacă ar mai vota Cioloș și dacă da, de ce? Adică mi-ar plăcea tare mult. Nu aș vrea să primesc mesaje de la tip între două vârste care visează la el așa că e carismatic, deci care vor să-l fută. Nu de la oameni care vor să-i vândă grâu încolțit și alte banane de-astea bălării vegane. Așa, nu practicanți de yoga care s-au întâlnit cu el la o spirală și s-au stropit reciproc. Oameni ok, deci oameni care au o viață normală și care își imaginează că Dacian Cioloș este un om care n-ar trebui să lipsească din viitoarea guvernarea României. Extraordinar.